Conferința de presă comună PNL-PDL Dâmbovița rămâne, pare să, un deziderat, cel puțin pentru conducerea organizației liberale, care a și anunțat o astfel de întâlnire cu ceva timp în urmă. Democrat-liberalii Dâmbovițe nu par să o considere încă o prioritate. La sfârșitul lunii iulie, motivul invocat de președintele PDL Dâmbovița era acela că nu au încă o temă comună pe marginea căreia se transmite un mesaj unitar. Partidul Democrat-Liberal și Partidul Național-Liberal, până la fuziune, va funcționa ca partide într-o alianță electorală. Fiecare partid va organiza conferințe de presă, împreună vom putea organiza și conferințe, dar asta nu presupune că Partidul Democrat-Liberal e obligat să țină conferințe de presă împreună cu Partidul Național-Liberal. Sau invers, Partidul Național-Liberal să țină conferințe împreună cu Partidul Democrat-Liberal. În momentul când voi considera că împreună cu Partidul Național Liberal avem să transmitem un mesaj comun, voi participa la toate conferințele de presă. Dar fără a avea un mesaj comun legat, nu și-are rost să mergem la aceeași conferință de presă. Se pare că nici la acest moment democrat-liberalii și liberalii n-au identificat o astfel de temă, întrucât conferințe de presă separate au mai fost, una care să-i aducă la aceeași masă în fața reprezentanților presei încă nu. Președintele interimar al PNL Dâmbovița a explicat situația de la acest moment, după o discuție recentă pe care a avut-o cu liderul PDL Dâmbovița. Explicația acelei conferințe de presă, deși tot în presa locală am văzut că s-a cerut în mod expres să se... conferințele de presă PNL-PDL să fie comune. Explicația colegului Iulian Vladu aseară a fost că, neavând din lipsă de timp săptămâna trecută în a vă prezenta rezultatele fuziunii PDL-Forța Civică, au ținut să o facă astăzi. S-a lămurit, sau cred că s-a lămurit fuziunea PDL-Forța Civică. Președintele interimar al PNL Dâmbovița încă mai speră, cu atât mai mult cu cât o astfel de conferință de presă este cerută, se pare, și de conducerile centrale ale celor două formațiuni politice. Ca și acum multe săptămâni, când eu vă spuneam că urmează să facem conferință de presă comună PNL-PDL, nutresc speranța că și de acum încolo să facem conferință de presă comune PNL-PDL, motiv pentru care revin asupra acestui subiect ori de câte ori ne vom întâlni, doar se va și întâmpla, deși ni se cere în mod expres de la nivel central de către secretarii generali ai celor două partide PNL-PDL.